Cântarea se numește La miezul nopții va veni Iisus cu pas Domnul, spune cântarea. Dar vreau să întăresc această cântare și să o preced de două versete din Sfânta Scriptură. Și anume versetul din versetele 18 și 19 din Evanghelia după Ioan, din capitolul 14, care spun astfel: Nu vă voi lăsa orfani, mă voi întoarce la voi. Peste puțină vreme, lumea nu mă va mai vedea, dar voi mă veți vedea, pentru că eu trăiesc și voi veți trăi. Și încă un verset din Apocalipsa 22, versetul 12, care zice astfel: Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui. La miezul nopții va veni Iisus cu pas Domnul. Și vai de cel ce-l va găsi pierdut cu suflet gol. O lume asta de nevoi, cum a orbit acum, crezând că ziua de apoi a întârziat pe drum. O lume asta de nevoi, cum a orbit acum, crezând că ziua de apoi a întârziat pe drum. Fiecare în lucrul lui să-și pun al vieții gând, ca să-i arate Domnului când va veni curând. Din somn treziți-vă, sculați, căci vă pândesc dureri. Și unul pe altul vă îndemnați la sfinte privegheri. Din somn treziți-vă, sculați, căci vă pândesc dureri. Și unul pe altul vă îndemnați la sfinte priveghe. Deci, suflete, fi gata treaz, o clipă nu dormi, că trece mirele chiar azi și darul-ți vei primi. Venirea lui s-a apropiat, să treacă judecând. O suflet, ține-te curat, căci poți cădea oricând. Venirea lui s-a apropiat, să treacă judecând. O suflet, ține-te curat, căci poți cădea oricând. Domnul să ne ajute să fim veghetori și să ne pregătim, pentru că cuvintele lui sunt foarte adevărate și vrednice de crezare. El a spus că va veni, a venit, a spus că va muri și a dat viața pentru noi toți.
A spus că va învia, a înviat și este la dreapta Tatălui. A spus că va reveni și cuvântul și-l va ține. Domnul să ne ajute să înțelegem lucrurile acestea și să ne pregătim ca să ne întâlnim cu El. Amin.